Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu, să urmărim principalele subiecte ale zilei. Radiografie la UPU Giurgiu, un medic și peste 80 de urgențe pe tură. Soacra unui om al legii prinsă la furat de blugi. Aglomerație și nemulțumiri la taxe și impozite. Un singur eveniment s-a derulat la Giurgiu cu ocazia Micii Uniri, inițiator deputatul Nicolae Florian. Astralii giurgiuveni au încheiat primul cantonament. Un stâlp și un copac din Giurgiu au fost culcați la pământ după ce un șofer vitezoman le-a izbit în plin. Totul s-a întâmplat în seara zilei de sâmbătă pe șoseaua Portului. Un tânăr șofer din Giurgiu, în vârstă de 24 de ani, a călcat cu putere pedalele de accelerație, însă în loc să ajungă la destinație, în Portul Giurgiu, s-a oprit pe la jumătatea drumului, într-un copac și într-un stâlp. Evenimentul rutier a fost descoperit duminică dimineața de o patrulă a poliției locale, care imediat a solicitat intervenția unui echipaj de la rutieră. Dimineața la ora 9:30 a constatat că pe șoseaua Portului, după blocurile ANL, s-a produs un accident de circulație. Șoferul respectiv, fugind de la locul faptei, s-a intervenit cu agenții de circulație, s-a izolat zona respectivă, s-a anunțat poliția rutieră de la Poliția Municipală și au început cercetările. La ora actuală s-a găsit mașina, s-a găsit autorul faptei. În urma cercetărilor s-a stabilit că tânărul vitezoman nu a adaptat viteza la condițiile de drum. A pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, după care s-a izbit de un copac și un stâlp în zona locuințelor ANL de pe șoseaua Portului. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, iar conducătorul auto a fost testat cu aparatul Dragger, care a indicat că nu consumase alcool. Pentru nerespectarea regulilor de circulație, șoferul a fost sancționat cu 1560 de lei, dar a rămas și fără dreptul de a mai conduce pentru 60 de zile. Ne-am obișnuit cu șirul de nemulțumiri exprimate de diverse persoane când vine vorba de urgențe. Nimeni însă n-a făcut o radiografie a situației de la unitatea de primiri urgențe. Am făcut-o noi. Zi de weekend, unitate de primiri urgențe Giurgiu, ora 19, paturile ocupate. Ambulanțele continuă să aducă pacienți, câteva asistente și un singur medic încearcă să facă față situației. Nu este o stare de urgență generală, n-a fost vreo calamitate, este o zi obișnuită la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Giurgiu. Doctorița Emilia Mazilescu se află în a 12-a oră de gardă. A consultat în jur de 80 de pacienți cu afecțiuni de la indigestii până la infarct miocardic, fuge de la un pat la altul, stabilește prioritatea urgențelor, consultă, intervine. Sunt giurgiuveni care, în loc să meargă la medicul de familie, preferă să vină la urgență, că-i mai ușor, doar n-o să-l trimită medicul acasă cu durerea cu care a venit. Așadar, serviciul de primiri urgențe este asigurat de un singur medic și, ca și cum n-ar fi destul, tot UPU devine casă pentru persoanele fără adăpost, mai ales iarna. Sunt găsiți prin cine știe ce locuri tenebroase și aduși la spital, cel mai adesea aproape de coma alcoolică, fără alte afecțiuni. Oamenii ăștia ne solicită foarte mult timp, sunt bolnavi care sunt socotiți bolnavi critici, pentru că starea de ebrietate predispune și la tot felul de traumatisme. Urmează o întreagă procedură, intervenția medicală de urgență, sesizarea autorității competente, care ar trebui să-l ia în custodie, în multe cazuri alertarea poliției și toate astea făcute de unicul medic de gardă. Poate sarcina cea mai grea este stabilirea unei comunicări cu cel fără adăpost, devenit irresponsabil și irațional. Timp în care un pat este ocupat de o persoană cărea nu-i mai pasă de propria-i viață, totuși niște oameni luptă să-l salveze. Tot în acest timp, alte persoane așteaptă să fie luate în primire de către singurele două mâini ce intervin la UPU Giurgiu. După ce omul străzii a fost stabilizat, ambulanța aduce un tânăr de 26 de ani cu gâtul tăiat, s-a auto-înjunghiat, este extrem de violent. De urgență este luat în primire, medicul și asistentele nu fac față. Este chemat din spital încă un medic pe care bărbatul agresiv îl mușcă. Intervine paza și de-abia reușesc să-l imobilizeze. L-a mușcat pe doctorul Constantinescu, care a încercat să-i examineze plaga și să îi sutureze, să-l ajute, practic. Și la gât ce are? Deci o plagă auto-înjunghiată. Poliția a fost anunțată, poliția a fost la el acasă și deja știe despre ce este vorba.
În continuare, cadrele medicale se luptă cu bărbatul să poată interveni. Sunt înjurați și amenințați de cel care a vrut să-și curme zilele. După ce este stabilizat, concluzia este una singură. Trebuie trimis la un spital de psihiatrie. Dincolo în zonă sunt paturile pline, scaunele pline. Este al doilea specimen în stare de ebrietate, extrem de agitat. Câți medici sunteți de gardă, doamna doctor? Păi eu sunt singură astăzi. De azi dimineață până mâine dimineață. 24 de ore. Asta-i. Cum rezistați, doamna doctor? Păi rezistăm, uitați așa. Ne mai susțin pacienții cu o jurătură. Unicul medic de la urgențe efectuează un serviciu de gardă de 24 de ore. Ne întrebăm care este starea medicului în aceste ore. Cum poate o singură persoană să intervină eficient la cel mai solicitant punct medical din județ? Aceasta e situația de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. Criza acută de personal afectează în primul rând pacientul care, de multe ori, reclamă și calitatea actului medical. Nemai vorbind de celelalte probleme deja mediatizate cu care spitalul de la Giurgiu se confruntă. Vârsta și poziția socială nu reprezintă un impediment pentru cei ce recurg la fapte care lasă o pată neagră pe imaginea unei persoane. Aproape că nu există săptămână în care cel puțin un giurgiuvean să nu fie prins la furat. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul săptămânii trecute, când o femeie de 49 de ani din municipiu a fost surprinsă de agentul de pază al unui magazin de haine din oraș, în timp ce fura o pereche de blugi. La 49 de ani, o femeie din municipiu nu a ținut cont că poate fi arătată cu degetul de oameni pe stradă sau de faptul că are o poziție socială bună și a furat dintr-un magazin de haine. Se pare că nici faptul că gestul său îi poate afecta imaginea unei rude apropiate care aplică legea pentru astfel de obiceiuri nu a împiedicat-o să iasă din magazin cu o pereche de pantaloni fără să o plătească. Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de profil din oraș. Giurgiuveanca și-a recunoscut gestul atât în fața agentului de pază, cât și în fața oamenilor legii chemați la fața locului de reprezentanții magazinului. Ce ați făcut dumneavoastră aici? Atunci am fost chemați. Vede el, șamul. Am luat o pereche de blugi. Ați furat-o, mai bine zis, da? Sau cum? N-am făcut niciodată așa, că uite, nu știu. Cum ai dat? Dumneavoastră nu știați că dacă furați, înseamnă infracțiune, furt. Trebuie să întocmească un dosar penal. CNP-ul știți dumneavoastră? Nu știu. Nu știți. Întrebată despre gestul său, femeia spune că a luat perechea de blugi la primul impuls. Vizibil speriată de faptul că a fost descoperită, giurgiuveanca în vârstă de 49 de ani afirmă că este pentru prima oară în viața ei când face așa ceva. De ce ați furat? Mi-a venit așa în cap. Este pentru prima oară când faceți acest gest? Pentru prima oară. Dar nu aveți bani la dumneavoastră să plătiți sau care e? În momentul în care oamenii legii au vrut să vadă ce poartă femeia în punga pe care o avea, aceștia au avut parte de o surpriză inedită. Deși inițial giurgiuveanca ceruse un pahar cu apă motivând că este rău și afirmase că este pentru prima dată că recurge la acest gest, dintr-o dată femeia și-a revenit ca printr-o minune și a început să ia o altă atitudine în fața polițiștilor. Ia-mi aici. Ce aveți ia? Ăștia ce sunt? E pantalon de la soțul, de la servici, lucrează la e de primărie. Da, mă, ce vorbiți dumneavoastră? Lucrează la primărie și i-a dat pantalon. Aveți așa ceva? Nu, dar e de la magazin, de la Pink s-ar putea să fie. 45. 45 de lei. Asta să verificăm dacă nu sunt de la dumneavoastră. Verificăm. Nu e de la noi, nu avem copii să mai interesează. Da? Și blugi? Blugi sunt ai noștri. Vă aduc un model de coș la fel. Să-mi aduce și mie, vă rog, un bon din ala fără valoare. Situația s-a complicat în momentul în care la fața locului a venit un reprezentant al celuilalt magazin de haine. Vânzătoarea și-a recunoscut marfa imediat ce a văzut-o. Le-a dat, lucrează la primărie și le-a dat pantaloni. Și am vrut să-i schimb la țigani. E de la tine, nu? Dar n-am fost la... Duceți-vă la... E de la tine, nu?
Chiar dacă agentul de pază al magazinului se confruntă cu astfel de cazuri săptămânal, acesta spune că giurgiuveanca de 49 de ani este clientă veche a magazinului și nu fură pentru prima dată de aici. Această femeie cu o lună jumate a fost bănuită că mi-a furat un plovor. A fost așteptată, am avut-o pe camera, am descărcat-o că am vrut să o prindem. Astăzi, la ora 10, a venit, a luat 3 perii de blugi, s-a dus cu ei la cabină. Mi-a părut cunoscut, la cabină a ieșit cu ampă, camera a ieșit cu 2 perechi, din 3, dintre care a fost dusă. M-am uitat pe camera, am căutat-o prin Giurgiu, cu mașina, n-am dat de ea, care la ora 12 a apărut înapoi în magazin. A venit din nou să fure? Nu, a venit cu fiica ei și cu nepoțica la cumpărători. Am chemat-o deoparte, doamnă, uitați, sunteți pe cameră că ați luat o pereche de blugi. N-a recunoscut și până la urmă a recunoscut. Perechea de pantaloni în valoare de 60 de lei a fost recuperată și înapoiată gestionarului magazinului. Pentru fapta sa, femeia s-a ales cu dosar penal pentru furt. Înghesuială mare și mulți giurgiuveni nemulțumiți în această dimineață la taxe și impozite. Nevoiți să vină din toate colțurile orașului pentru a achita taxa de habitat, giurgiuvenii au așteptat câteva ore la coadă pentru a ajunge la ghișee. Nemulțumirile mai sunt legate și de faptul că trebuie să plătească în avans un serviciu încă neprestat sau sunt puși să achite taxa și pentru cei decedați. 31 ianuarie este ultima zi până la care giurgiuvenii pot plăti în avans taxa de habitat pe primul trimestru. Altfel, potrivit hotărârii de Consiliul Local, se vor aplica majorări sau datornicii vor fi executați silit. Este unul dintre motivele pentru care giurgiuvenii au format azi cozi uriașe la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite. Oamenii sunt însă nemulțumiți. Sunt nevoiți să vină din toate colțurile orașului pentru a nu deveni răuplatnici, iar în unele cazuri sunt plimbați de la un ghișeu la altul. Toate caserile, stai aici, că așa este, așa vrea domnul primar. Ce nemulțumire? Ce nemulțumire, doamnă, nicio nemulțumire, asta e mulțumire. Stăm tot o zi întreagă să plătim impozite la aici, de ce nu plătim fiecare la noi în cartier? Stai, ia uitați, e posibil așa ceva? Cât am stat? 2 ore am stat. E posibil așa ceva în țara asta? Adică la noi e posibil orice. Te duci aici, tu așa, acolo, noi ne ducem să plătim asta. Dar dacă n-ar plăti nimeni, tot orașul și-ar face. Și-ar face, doamne. Așa ar trebui, să nu plătim. Pentru ce stați? Să ne plătim și noi la gunoi, Și la casă, impozit. Asigurare? Că nu știu, că ne-am mutat, eram la piață și acum ne-am mutat aici și... Și la piața acolo nu mai e deschis? Am auzit că numai cei după București să plătească acolo și noi plătim aici, care suntem cartierele astea. Așa am auzit. Dar pentru gunoi să stăm la coada asta, mă duc. În ce lume trăim? În România. În România, da. Și asta ne ocupă tot timpul. Asta vă nemulțumește că trebuie plătit gunoiul aici? Exact. Nu că... Dar cine era de exemplu, eu sunt tineretului. Dar ce nu faci o casă aici, acolo? Sau în alte părți decât aici? Că e de... Merge greu? Cât se poate face. Alte caserii, alte, să nu mai vine omul în capul giurgiului să plătească aici. La... Și merge greu. Că... Ca să achităm bani la stat. Simplu. Deci nu mai... Din ce zonă veni? De la Grădiștea. Aici aproape, da? Comana. Pentru taxă de mașină. La lumea asta așa de... Aici am înțeles că 99% sunt pentru a plăti gunoiul. În interiorul sediului Direcției de Taxe și Impozite abia se putea respira. Spațiul mult prea mic i-a determinat pe giurgiuveni să stea la rând lipiți unul de altul, în timp ce vârstnicii ajutați de baston se strecurau cu greutate pentru a ajunge în față. Ajunși la ghișee, apar problemele. Sunt giurgiuveni care nu înțeleg de ce trebuie să plătească pentru rude decedate sau pentru persoane cu handicap grav, scutite de la această taxă potrivit hotărârii de Consiliu. Pentru ce ați venit? Pentru gunoi. Stamul? Am stat, dar e vorba că am venit luni, vineri, am făcut contractul și exact că nu mi-a venit de acolo, de sus. Și acum mă duc sus să vedem dacă... Sunteți mulțumiți că plătiți așa gunoiul aici? Era mai bine în piață. Mă duceam în piață, îmi plăteam, nu stăm la coada asta. Era mai bine, da. E o problemă în care am venit o doamnă care este moartă. Cum e posibil să plătească gunoiul? Aici e o întrebare. Dacă ea nu dă gunoi, este moartă, să plătim gunoi. Și cum ați rezolvat până la urmă? Păi, am venit, am spus și a rămas că trebuie să plătim. De ce? Și pentru dânsa care e moartă? Da.
Am fost sus, am depus o cerere și cu copie după certificatul de mormântare și totuși a zis că trebuie să plătim. Nu e posibil asta, ar trebui să se... Certificatul de deces. Așa, cu certificatul de deces, da. Cu certificatul de deces am depus și a zis că trebuie să plătim. Am fost și la doamna juristă și a zis că asta e lege. Păi e lege chiar așa, dacă omul e mort și gunoi nu se dă, de ce să plătim? Nu cred că e corect asta. Ar trebui să luăm măsuri, să se rezolve aceste probleme. Nu, dragi, avem numai îndatoriri, dar drepturi nu avem. Haideți să vă zic, soțul meu a decedat. Când am sunat că să dă alimentele și am întrebat de ce nu e trecut, a zis că de la București nu e de la București, e de aici. Ce nemulțumire aveți, doamne? Pentru că mai mult încurcătura a făcut cu habitatul ăsta. Deci sunt la aceeași adresă cu fata. Acum trimite sus iarăși la etaj să îmi fac altă... Păi dacă am venit și am făcut o dată, am dat declarație că suntem două persoane, soțul a decedat, de ce mai mă trimite de la... Să fim serioși. Și am zis, a murit soțul, am plătit, iar avea handicap. A avut reducere după ce a murit. N-am nimic împotriva, am plătit până la sfârșitul anului. Dar de ce n-are și drepturi? Când am întrebat de alimente, de ce nu e trecut, mi-a zis că de la București, nu e de la București, de la noi de aici. Deci de la noi. Să fac alte liste. De ce să fac alte liste? Cum? Să fac numai pe șmecherii și să fim serioși? Că suntem și noi oameni și suntem destul de amărâți. Ne mai amărăsc și ei. Pentru această situație, directorul Direcției de Taxe și Impozite a încercat să ofere un răspuns, dar nimic sigur până ce speța respectivă nu este verificată. Trebuie văzut punctual acolo, dar nu este în regulă ca cineva să plătească pentru cineva care a murit. Nu este în regulă să plătească taxa de habitat pentru o persoană care a decedat. Este foarte posibil, bănuiesc, că nu s-a făcut acea succesiune de la defunct la urmași. Și atunci, practic, acel apartament este deținut de cineva. Și ca atare, conform hotărârii 323, cel puțin pentru o persoană se plătește taxa de habitat. Dar, repet, trebuie văzut de la caz la caz pe speța respectivă. În ceea ce privește aglomerația de la cele 5 ghișee ale direcției, conducerea instituției spune că giurgiuvenii nu au niciun motiv să se înghesuie dimineața, iar după orele prânzului caserile să fie pustii. Nu-mi explic de ce toată lumea vrea să plătească dimineața la prima oră tot ce are de plătit. Numărul de caserii sunt toate deschise, deci toate cele 5 sunt deschise. Aplicația are momente uneori când merge un pic mai dificil, dar de regulă nu se stă foarte mult la coadă. Problema este de aflux, că toată lumea vrea să plătească dimineața. Vorbim practic și de un tip de anume de contribuabil. Vestea bună pentru giurgiuvenii care au doar obligații, nu și drepturi, este aceea că săptămâna viitoare vor fi deschise două caserii pentru încasarea taxei de habitat, una în piața centrală, cealaltă în cartierul Tineretului. Chiar și așa, taxa de habitat continuă să aprindă spiritele la Giurgiu. Sunt oficiali care recunosc că hotărârea Consiliului Local are anumite lacune, cum ar fi aceea de a-i obliga pe giurgiuveni să plătească în avans pentru un serviciu neprestat. Cei 156 de ani trecuți de la săvârșirea Micii Uniri au fost marcați la Giurgiu printr-o singură acțiune oficială ca urmare a inițiativei deputatului giurgiuvean Nicolae Florian. Acestuia i-au stat aproape la moment de sărbătoare membrii Asociației Uniți pentru Giurgiu, șefi ai importantelor instituții de cultură giurgiuvene și alți cetățeni din municipiu și județ care au simțit românește evenimentul de la 24 ianuarie. Începută prin intonarea imnului de stat al României, singura acțiune oficială organizată la Giurgiu pentru marcarea celor 156 de ani de la Mica Unire a avut loc la inițiativa deputatului de Giurgiu Florian Nicolae, care a pus la dispoziție în acest sens sâmbătă dimineața sala de ședințe a cabinetului de parlamentar. Distinși invitați, dragi giurgiuveni, sărbătorim împreună Ziua Unirii Principatelor Române la cabinetul parlamentar și împreună cu Asociația Uniți pentru Giurgiu, această zi de sărbătoare națională, 24 ianuarie, reprezintă un exemplu de solidaritate și sacrificiu al înaintașilor noștri de la 1859, de afirmare a conștiinței naționale. La mulți ani Giurgiu, la mulți ani România, la mulți ani români!
La acțiunea de sâmbătă, 24 ianuarie, au fost prezenți oameni politici giurgiuveni alături de parlamentarul giurgiuvean, dar, în discursul lor, atât Dumitru Beanu cât și Liliana Ciobanu au vorbit despre importanța actului istoric de acum 156 de ani, fără ca întâlnirea să capete conotații politice actuale. Pe lângă membrii Asociației Uniți pentru Giurgiu și mulți cetățeni care au simțit românește, au dat consistență evenimentului șefa instituțiilor de cultură din Giurgiu. Profesorul și istoricul Gheorghe Dumitrescu a amintit contextul internațional în care a avut loc mica unire. Prima idee și aceea de unitate națională a fost pusă în aplicare chiar în anul 1859. De altfel, contextul internațional era favorabil datorită faptului că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea putem vorbi la nivel european și nu numai la nivel european, ci chiar mondial, de formarea statelor naționale moderne. La rândul său, muzeograful Emil Păunescu a subliniat contribuția giurgiuvenilor la săvârșirea actului istoric de la 1859. Am dat două exemple, mai sunt multe altele, aș aminti, fiindcă avem în județ orașul Bolintin Vale, că marele nostru poet Dimitrie Bolintineanu a fost unul din sfetnicii lui Cuza, a fost cel care, ca ministru învățământului, a patronat reforma obligativității învățământului primar în România. În cuvântul său, directorul Bibliotecii Județene, Iabas Arabescu, Dan Mucenic, a apreciat că Unirea Mică și ceea ce a urmat evenimentului au reprezentat exemple de reformă autentică în care elitele au avut o contribuție esențială. Cred că Unirea de la 1859 a fost un exemplu peremptoriu de modernizare autentică. Emil Păunescu făcea o remarcă asupra căreia vreau să stărui și eu, a relației dintre elite și masa mare populară. În primul rând, elitele erau niște elite adevărate. Manifestarea de sâmbătă, 24 ianuarie, s-a încheiat cu încingerea Horei Unirii în spațiul din imediata apropiere a cabinetului de parlamentar al deputatului Florian Nicolae. Minorii ar putea avea acces în cluburi numai însoțiți de părinți sau de tutore. Este propunerea unui senator liberal care susține că încearcă să descurajeze consumul de alcool și tutun în rândul adolescenților. Tinerii nu sunt de acord cu acest proiect și spun că de la 15 ani au suficient discernământ pentru a ieși singuri în club. În orice club sau discotecă sunt inevitabil și minori. Tinerii ies cu prietenii să se distreze și de multe ori nu se abțin de la tutun și alcool. Din această cauză, un senator liberal a propus următorul proiect de lege. Minorii vor avea voie să intre în cluburi sau discoteci doar însoțiți de un părinte sau un tutore, persoană care preia responsabilitatea a ceea ce face acel minor acolo. Tinerii nu sunt de acord cu această propunere, considerând că de la o anumită vârstă au suficient discernământ pentru ieșiri în club. Urât. De ce? Depinde vârsta la minor, depinde, la 15 ani eu cred că aș putea să merg dacă am bulentinul. Consider că încă de la o vârstă fragedă tinerii posedă discernământ. Cam de la ce vârstă crezi că e bine să meargă tinerii? Depinde acum de fiecare. Fiecare adolescent este până la urmă unic și diferit în felul lui. Depinde și de evoluția lui și la cât a fost expus și de experiența lui de viață. Ai putea merge cu părinții în cluburi? Sincer, nu, eu nu sunt genul de persoană, sincer, care ar merge în cluburi. Eu prefer alte moduri de a interacționa. Că nu-ți place? Na. De ce? N-ai fi de acord să mergi cu părinții în club? Na, nu. Dar nici nu mă duc în club. Proiectul este susținut doar de unii părinți, în timp ce alții sunt de părere că nu este nevoie de o astfel de lege. Nu mi se pare foarte bun. Pentru că trebuie să aibă și ei personalitatea lor, să... cu măsură să știe ce au de făcut, orele să fie adecvate vârstei. Deci nu, nu, nici mie nu mi-ar fi plăcut atunci când eram copil să fiu însoțită de părinți. Depinde de minor, dar oricum ar fi bine. E corect. De fapt, singurii ar trebui să fie primiți în club.
într-o cofetărie mai merge, dar în cluburi n-au ce căuta minorii. Credeți că ar fi de acord minorii să meargă cu părinții? Păi nu întotdeauna trebuie să fie de acord cu niște norme, dar mi se pare corect să fie așa. Mai bine zis, nu au ce căuta în club minorii. Dacă unii își permit să-și facă zilele pe acolo, dar trebuie să fie însoțiți de părinți. Inițiatorul proiectului, senatorul PNL Sebastian Grapă, încearcă să descurajeze consumul de alcool și tutun în rândul tinerilor, iar propunerea lui este ca minorii să fie legitimați de reprezentanții localurilor. Cine nu respectă acest lucru riscă o amendă între 500 și 5.000 de lei. Proiectul se află în dezbatere publică în Senat, dar forul decizional este Camera Deputaților. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu dă startul campaniilor de informare locală pentru părinți și elevi. Tema acțiunilor ce se vor derula în perioada ianuarie-martie este lipsa de comunicare dintre adulți și copii. Majoritatea acțiunilor vor avea loc în cadrul ședințelor cu părinții. Părinții și elevii vor primi sfaturi de la reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu în ceea ce privește comunicarea dintre adulți și copii pe tema factorilor de risc al consumului de droguri. Campania de informare se va derula la nivel local în perioada ianuarie-martie și se va adresa tuturor elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu din cadrul Agenției Naționale Antidrog desfășoară în perioada ianuarie-martie o campanie de informare referitoare la problema lipsei de comunicare dintre părinți și copii, factor de risc asociat consumului de droguri. Campania poartă denumirea Sfaturi pentru părinții care vor să-și țină copiii departe de droguri. Această campanie cuprinde activități pe mai multe paliere. Campania Sfaturi pentru părinții care vor să își țină copiii departe de droguri este compusă din două etape importante: publicarea în mass media locală a unor articole referitoare la problema lipsei de comunicare dintre adulți și copii, precum și derularea unor acțiuni în școli de prevenire, instruire și informare. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu va participa la aceste activități pe cele două paliere, prevenirea în școală și prevenirea în comunitate, prin participarea la ședințele cu părinții și prin desfășurarea de activități cu elevi. În luna ianuarie, primele instituții de învățământ în cadrul cărora se vor desfășura astfel de acțiuni vor fi Liceul Tehnologic Ioan Barbu și Școala Gimnazială Savin Popescu din municipiu. Acțiunile de informare vor avea loc în cele mai multe cazuri în cadrul ședințelor cu părinții. Cine va candida din partea PNL Giurgiu în 2016 la funcțiile de președinte al Consiliului Județean Giurgiu și de primar al municipiului? Este o întrebare la care liderii liberali oferă mai multe răspunsuri, subiectul fiind abordat diferit chiar și atunci când protagoniștii declarațiilor făcute pe această temă sunt la aceeași masă. Varianta potrivit căreia în 2016 Vasile Mustățea va fi candidatul PNL Giurgiu la președinția Consiliului Județean, iar Dumitru Beanu la funcția de primar al municipiului, a fost infirmată de copreședintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Acesta consideră că în ceea ce privește cele două candidaturi nu este nimic stabilit și va fi nevoie de sondaje de opinie pentru a decide care vor fi candidații. Eu am spus-o de fapt aici în conferința de presă alături de domnul Mustățea, când domnia sa a venit cu propunerea și a spus că va merge în tandem cu domnul Beanu, am spus că nu este stabilit nimic și nu este negociat. Tocmai vă spuneam mai devreme că acest birou executiv va avea sarcina pe viitor să stabilească cine participă, cum participă, iar eu sunt adeptul cifrelor. Vom merge pe sondaj. În aceeași conferință de presă, după scurt timp, secretarul general al PNL Giurgiu, Marian Măroiu, declara altceva. El spunea că față de anunțul inițial care menționa candidaturile lui Vasile Mustățea și Dumitru Beanu, nu s-a schimbat nimic între timp. Așa cum s-a stabilit odată cu câștigarea funcției de președinte al Partidului Național Liberal la nivelul județului Giurgiu de către domnul Vasile Mustățea, unde împreună cu domnul Beanu au ieșit pe scenă și au spus că vor candida în tandem în 2016, unul la Consiliul Județean, celălalt la primăria municipiului Giurgiu.
De atunci până acum nu s-a produs absolut nicio modificare. În final, sesizând probabil ambiguitatea situației, cei doi au căzut de acord că stabilirea definitivă a candidaților va avea loc totuși în cadrul noilor structuri de conducere, rezultate după fuziunea PNL cu PDL. În aceeași zi, respectiv vineri 23 ianuarie, după puțin timp de la încheierea conferinței de presă, a fost anunțată public înlocuirea lui Vasile Mustățea de la conducerea PNL Giurgiu cu deputatul de Călăraș Raluca Surdu. Decizia a fost luată de conducerea centrală a PNL, motivul oficial anunțat fiind demisia din motive de sănătate a lui Vasile Mustățea. Indiferent cum ar sta lucrurile în acest caz, viitorii candidați ai PNL Giurgiu pentru alegerile din 2016 sunt departe de a fi stabiliți. Serviciul de stare civilă din Giurgiu a înregistrat anul trecut un număr peste dublu de căsătorii mixte față de anul precedent. Din punct de vedere al stării civile, căsătoriile mixte sunt cele încheiate între un cetățean român și unul aparținând altui stat. Serviciile de stare civilă din județ au înregistrat anul trecut un număr de 1220 de căsătorii, față de 1079 cât au fost înregistrate în anul 2013. Acestea sunt căsătorii între cetățeni români, dar din punct de vedere al stării civile, există și căsătorii mixte, adică încheiate între un cetățean român și unul străin. Aceștia provin din Statele Unite ale Americii, Olanda, Spania, Ucraina, predomină Republica Moldova și Turcia. Căsătoriile mixte presupun pregătirea unor acte deosebite față de cazul căsătoriilor normale, mai ales pentru cetățeanul străin care formează cuplul. Printre altele, indiferent de religia și canoanele tradiționale legate de căsătorie din țara persoanei străine, statul român nu permite căsătoria cu un cetățean român în cazul persoanelor care mai sunt căsătorite în altă țară. În acest sens, trebuie depusă la starea civilă o adeverință de cutumă tradusă, legalizată și apostilată, iar actele solicitate nu se opresc aici. Pe lângă restul documentelor, este important ca aceștia să prezinte declarația notarială, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei. Dacă viitorul soț cetățean străin nu este cunoscător al limbii române, este important să se prezinte cu un traducător autorizat. Anul trecut, la starea civilă a municipiului Giurgiu, au fost înregistrate 12 căsătorii mixte, față de doar 5 câte au fost consfințite în anul 2013. La rândul său, Biserica Română consideră căsătoria mixtă ca fiind căsătoria dintre un creștin ortodox cu un creștin neortodox botezat sau cu o persoană care nu a primit botezul. Peste 200 de elevi de clasa a 3-a din Giurgiu participă anul acesta la programul Ecolimpiada Elevilor, un concurs educațional derulat sub genericul Învățăm să reciclăm ambalajele. Concursul este organizat de Ministerul Educației și Ecoroma Ambalaje, care pun la dispoziția participanților un manual în care sunt incluse noi informații privind colectarea separată și reciclarea deșeurilor de ambalaje. Elevii înscriși la Ecolimpiada Elevilor vor participa la o serie de lecții educative despre protecția mediului înconjurător și vor parcurge manualul Învățăm să reciclăm ambalajele, iar la final vor realiza o lucrare scrisă cu principalele învățături desprinse. Din municipiul Giurgiu s-au înscris la concurs peste 200 de elevi din 5 școli. Școlile înscrise sunt școala gimnazială numărul 7, școala gimnazială numărul 10 și școala gimnazială Academician Marin Voiculescu, Savin Popescu și Mircea cel Bătrân. În total sunt peste 200 de elevi care vor parcurge manualul Învățăm să reciclăm ambalajele alături de alți 9.000 de copii din țară. Compunerile realizate de elevi vor fi notate de către învățători care vor nominaliza cea mai bună lucrare înregistrând-o pe site-ul www.colectează-selectiv.ro. Un juriu format din reprezentanții Ministerului Educației și ai Ecoroma Ambalaje va realiza o ultimă departajare din punct de vedere al originalității și al respectării normelor de redactare și a temei propuse. Totodată, compunerile pot fi evaluate și prin vot unic în perioada 20 aprilie-10 mai 2015. La final, elevii care au redactat cele mai reușite lucrări alături de cadrele didactice implicate vor fi premiați. Tulburarea de stres post-traumatic este una dintre cele mai complexe tulburări cu care ne putem confrunta. În ultima perioadă, incidența acestei tulburări a crescut, de aici și preocupările specialiștilor pentru conștientizarea și tratarea traumei. Cunoscută ca fiind o tulburare cu un trecut lung, dar cu o istorie scurtă, tulburarea post-traumatică este văzută de-a lungul timpului sub diferite etichete. Cert este că intervine în urma unei întâmplări, a unui eveniment ce aduce o amenințare reală la adresa individului sau celor dragi din apropiere și atrage după sine emoții de mare intensitate. Exemplu de evenimente traumatizante
viol, catastrofe naturale, decesul unei persoane apropiate, accidente de toate genurile cu de o gravitate deosebită, torturi, detenții, atentate și așa mai departe. Reacția persoanei la eveniment trebuie să presupună frică intensă, neputință sau oroare, iar manifestările tulburării posttraumatice de stres sunt din cele mai diverse. Cu precădere, individul simte că toată viața este răsturnată și nu mai poate funcționa la fel ca înainte. Emoțiile sunt atât de puternice încât nu mai poate funcționa la serviciu, nu mai poate avea relații sociale normale ca și până atunci. Somnul este perturbat și este inundat de o mulțime de gânduri negative și poate duce la o depresie severă în cazul în care nu este tratată corespunzător. Procesul de evaluare și stabilirea diagnosticului este unul complex și nu poate fi realizat decât de către un specialist. Acesta poate fi psihoterapeut sau psihiatru, iar pentru remedierea situației specialiștii recomandă psihoterapia. Terapia psihologică este de mare ajutor și dacă persistă simptomele se poate combina și cu terapie medicamentoasă, dar în principiu dacă se urmează un tratament psihologic de o durată medie, simptomele se ameliorează și individul poate reveni la starea inițială prin diverse tehnici de restructurare cognitivă, de tehnici de imaginație dirijată, tehnici de stopare a gândurilor. Tulburarea este mai des întâlnită, mai ales în aglomerările urbane sau în zonele expuse la incidente cu urmări dramatice, dar poate apărea oriunde individul a fost supus unor șocuri puternice. Am avut cazuri de tratament al tulburării posttraumatice de stres și nu sunt foarte dese, pot să spun din fericire că în orașul nostru se întâmplă tragedii, dar mult mai rar decât probabil în orașele mai aglomerate. Terapia a fost încununată de succes pentru că pacientul s-a ținut cu sfințenie de ședințe și a pus în practică tot ceea ce am discutat în cabinet. Mai multe amănunte despre acest subiect, dar și multe alte informații legate de traumele psihice, puteți afla joi 29 ianuarie de la ora 19:45, în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate, când invitat va fi un personaj care a scris istorie în acest domeniu, medicul psihiatru Alexandru Trifan. Se numește Norman Hassan, este component al trupei UB40 de la înființare și s-a născut pe 26 ianuarie 1958. La început percuționist și vocalist, muzicianul a învățat să cânte la trombon, când trupa a hotărât să înființeze o secție de alămuri. Din 1978 până în prezent, Norman s-a bucurat de performanțele formației constituite la Birmingham. Norman Lamont Hassan, component al trupei britanice UB40, s-a născut la Birmingham pe 26 ianuarie 1958. Percuționist, în formație încă de la înființare, în 1978, Lamont învață să cânte la trombon în 1981, când la trupă se hotărăște să se adauge o secțiune de alămuri. Norman Lamont devine unul dintre vocaliștii formației, dar și un dansator al bandului în timpul concertelor. UB40 s-a format în jurul unui nucleu de prieteni, cunoscuți ca elevi ai diferitelor școli ale orașului Birmingham. După un mare succes obținut în Marea Britanie, trupa devine populară în Statele Unite odată cu lansarea albumului Labour of Love, un cover al cântecelor din 1983. Printre melodiile de succes ale trupei se numără și I Can't Help Falling in Love with You sau Red Red Wine, alte două cover-uri, ultimul dând titlul unui album celebru mult iubit de publicul formației.
Hasan își trăiește o mare parte a timpului în orașul natal, este un fan al clubului de fotbal Birmingham City, iar din punct de vedere muzical, dovedește o largă paletă de gusturi, de la reggae până la operă. Astra Giurgiu a mai disputat încă un meci amical în plus față de cele programate inițial la solicitarea antrenorului Oleg Protasov. Vorbim despre o formație braziliană învinsă categoric de Astrali. Antrenorul Astralilor, Oleg Protasov, a solicitat un meci amical în plus pentru formația sa aflată în cantonament în Antalya. Adversara a fost o selecționată braziliană a regiunii São Carlos din componența căreia fac parte numai fotbaliști liberi de contract din Brazilia. În acest fel, Protasov a dorit să-i vadă la joc pe toți componenții formației giurgiuvene, iar formula de început a meciului a fost Arampatsis, Dăruială, Ndoie, Nicorescu, Anițoiu, Răileanu, Gorupec, Ioniță, Grandin, Chițu, Jipa. După pauza au intrat și Gavrilași, Roman, Junior Moraes, Mârjac, Laban, Enache, Budescu, Florescu și Alibec. A fost 4-1 pentru Astra. După un 0-1 la pauză în prima repriză, Ioniță irosind un penalti. Pentru brazilieni a marcat Mariano, dar Bumba la primul gol în tricoul Astrei minutul 37, Alibec cu o dublă în minutul 68 și 81 și Florescu în minutul 78 au întors rezultatul, asigurând un succes confortabil. După acest meci, Protasov a decis să renunțe la belgianul Uzin Ndoie, restul jucătorilor părăsind astăzi Antalya cu destinația Germania Sinsheim pentru amicalul de mâine cu Hoffenheim, grupare din Bundesliga programată la ora 13. Practic s-a încheiat odată cu acest amical prima perioadă de pregătire, urmând ca din 29 ianuarie jucătorii Astrei să se mute în Spania pentru al doilea cantonament al iernii. A venit momentul acum pentru informațiile despre starea vremii. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă. Vremea rămâne mohorâtă în aproape toată țara, iar în unele zone vom avea precipitații, polei și ninsori. Marți nu sunt șanse pentru vreo rază de soare, norii stau adunați pe cer și lasă precipitații în general slabe, cantitativ, doar pe alocuri în cursul zilei, însă în extindere noaptea cu precădere în regiunile sudice. Vorbim despre ninsori în jumătatea de nord a țării și mixte în rest, așa că vor fi iarăși condiții de polei, iar maximele zilei se vor încadra între minus 2 grade în depresiuni și 5 grade în multe localități din sudul, centrul și estul teritoriului. Marți în Giurgiu va fi cer acoperit de nori și mai ales după căderea nopții se așteaptă precipitații mixte ce vor favoriza și aici depunerea de polei. În aceste condiții, marți termometrele vor indica 5 grade la Mihăilești, Bolintin, Vale, Ghimpas, Comanal și Giurgiu și 6 grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 81%. Apele Dunării sunt în creștere cu 55-65 cm, cota probabilă fiind 481 cm. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu din această seară au ajuns la final. Rămâneți cu noi pentru a urmări în continuare emisiunile Sport, Arena și Audiența. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!